Franța și Germania au fost protagonistele unuia dintre cele mai spectaculoase meciuri văzute vreodată la un campionat mondial. Cele două echipe s-au înfruntat la mondialul care s-a desfășurat în 1982 în Spania. Germanii s-au impus după loviturile de departajare după ce francezii conduceau în prelungiri cu 3-1. Nemții au repetat succesul și în 1986 în Mexic, de data aceasta cu 2-0. Germania pornește favorită și în meciul de la mondialul brazilian, însă reprezentativa condusă de Didier Deschamps peste capabilă de orice. Brazilia și Columbia vor disputa cel de-al doilea sfert, chiar dacă gazdele mondialului pornesc favorite. James Rodriguez vrea să-și ducă echipa în semifinale. Columbia a câștigat toate meciurile de până acum, iar Brazilia trebuie să joace foarte bine pentru a se califica.